родителей, репетатии. Что на инте мои винил все вары спонсор. Да, хочу дельфей, литричку, комфорт по пикет. Комфорт по пикет. Așa, cum formulez. Și noi, dar pe valere, am nu știu răspunsuri de 2 luni de zile, de 3 luni de zile, nu știu, de 4 luni de zile nu știu răspunsuri. Ieri a fost acolo protestați, m-a trimis la deal. Văd că aici e șef de domn. Unde s-a făcut registrul? Ieri a fost acolo. Aveți un registru care... Aveți registru, de cum dar? Ce mă înregistrați petițiile? Păi da, dar aveți un registru. Trebuie să verificați registrul. Eu îmi vorbesc cu doamna. Păi eu vă spun, verificați registrul, da. Eu mă adresez, verificați registrul. Eu mea nu pot să găsesc, nu mă... Așa vrea să-mi închideți gura sau vrea să vă scăpați? Nu vreau, nu vreau să eu, vreau să vă omuresc. De când este să vină acasă? Prin prezentă vă remitem spre examinare, iacă, 13 ianuarie 2006. Și atâta, și mor. Arătați-vă. De este apoi am 1600. Domnul spus că judecătorii care nu-i neplac, să-i scris la dumneavoastră. Dar ei sunt avansați în loc să-i... Dar ei sunt avansați. Cum să mă adresați? Iată, eu, judecătorii care m-au condamnat, iată, ei trebuie să-i adresați domnului domnul Tumasă. Ce le face domnului domnul? Bun, gata, au murit. Eu acum răspund de instituția noastră. De instituția noastră, da? Dumneavoastră v-ați avisat acum la mine, v-ați avisat la noi, da? La voi, da. Și iată, eu vă răspund. Și iată, eu vă răspund. Totuși, domnul consilier, cum credeți, totuși, de ce e justiția selectivă? De ce nu funcționează cum ar fi legal? Eu n-am să răspund la întrebare. Respectiv, adresați-vă cu o întrebare. Respectiv, domnul Matosov, la serviciul de presă. Și o să primiți un răspuns. Vreau ca la un consilier a președintelui statului, de ce Justiția Republica Moldova selectivă. Cum credeți? De ce asta? Eu nu cred că e selectivă. Dar cum nu credeți? Dar dacă a spus ambasada Americii, am spus. Ambasada Americii are poziția ei. Ambasada Americii are poziția ei. Poziția ambasadei eu tot nu pot să o comentez. Da, domnul consilier, credeți atunci că justiția funcționează în Republica Moldova legal și totul e bine? Da, eu cred că legal lucrează și totul e bine. Și totul e bine. Corupție... Pentru dumneavoastră, da. Pentru dumneavoastră, aveți loc călduț? Corupție este sau... Nu e călduț. E călduț, e călduț, e bine, e călduț, e curat. Ia mai vară, e tămană cum trebuie. Da, o ediță, condiționere. Corupție totuși este în organele drept. Există corupție? Eu nu sunt, dar dumneavoastră ați fost anterior judecat. Da, am fost judecat. Pentru? Da, acolo îți vară tot codul penal, practic, este cazier bogat. Inedrept. Consider, da. Dar pe ce domnul meu? Ce are întrebarea asta, răspunsul dumneavoastră cu trecutul meu? Sau asta așa răspuns și evaziv dumneavoastră, fugiți la răspuns. Există corupție în organele drept? Ați primit din mine răspuns? Nu, nu am primit. Privind la adresările dumneavoastră, în adresa instituției. Da. Și eu am răspuns că noi o să ne clarificăm și instituții care nu au să răspundă, noi o să-i... Când se vede după răspuns? Mâine vineți. Eu pun telefon, e că e și mâine mă trebuie. Mâine vineți. Da, mâine. Lume, de ce fugi din țară, domnul consilier? Cum credeți? Domnul consilier, de ce fugi lumea din țară? E că așa te trimite dintr-o parte în altă, în altă, e că așa te alungă. Fugi rău de la poarta mea, fix ca cu coș cu punguța cu doi bani. Fugi rău de la poarta mea și fugi rău de la poarta mea, da. Nu știu, dar poate că... Dumneavoastră v-ați adresat la mine. Dar n-ai, n-ai. Nu vreau să răspundeți. Eu, dumneavoastră nu vreau să răspund și asta e dreptul meu. Nu, sunteți în funcție, sunteți obligați să răspundeți. Îți transmit chiar și lumii. Care e poziția unui consilier? De ce lumea fugi din țară? Iaca, am să transmit cu consilier el de cuvinte. Mie nu considerați. Eu de ce? Am poziția mea personală. Eu am dreptul. Dar nu trebuie și nu merge de poziția personală. Sunteți oficial. Eu cu dumneavoastră am vorbit și dumneavoastră am răspuns. Pentru o țară sunteți pus aici, nu sunteți oficial și ar trebui să răspundeți, chiar că eu sunt cetățean în Republicii Moldova care mă reprezentați totodată și vă achităm și salarii. De ce fuge lumea din țară? Cum credeți? E clar. Da. Cu mine e clar sau cu dumneavoastră e clar? Mâine. Domnul consilier. M-a telefonat și vorbim. Cu mine e clar sau cu dumneavoastră?